Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Subiectul de astăzi mi se pare... Adică, nu știu cum să-l descriu. Uneori chiar îți pierzi speranța, știi? Tot vezi că se întâmplă lucruri de genul ăsta și te întreb, dar de ce se tot repetă? Cum e posibil? Poate vă amintiți de cazul îngrozitor de la Spitalul Mavromati din Botoșani de anul trecut, în august, când o tânără gravidă, Alexandra Ivanov, din păcate numele ei a devenit foarte cunoscut în România, ea avea numai 25 de ani. A murit la spitalul acesta, ignorată de medici, după ce a implorat degeaba ajutor ore în șir. Ultimul ei mesaj, nu am aer, a devenit un hashtag de protest. Au izbucnit proteste publice atunci, s-au făcut manifestații în fața spitalului. După mai multe zile, managerul acestui spital, Angel Călin, un domn Angel Călin, a fost dat afară. Era un fost lăcătuș mecanic, fără legătură cu domeniu, dar cu carne de partid, fusese numit de Consiliul Județean Botoșan și era protejatul șefei de la Consiliul Județean Botoșan, Doina Federovici, ambii PSD. Așadar, Alexandra a murit pe 18 august, Angel Călin a fost dat afară 5 zile mai târziu, pe 23 august, și el s-a întors pe o altă funcție plătită din bani publici, director la forță de muncă, mă rog, nu mai detaliez. În aceea zi, tot pe filieră politică, normal, că așa se fac numirile, la Mavromati a fost numit un nou manager, o doamnă pe nume Monica Dăscăliței. E bine, marțea asta, azi e joi, da? Marți, doamna Dăscăliței a fost reținută de procurorii DNA în urma unei investigații. Ea a fost acuzată, este acuzată că din poziția de șef de spital la Mavromati a luat mită și a făcut trafic de influență. Când s-ar fi întâmplat aceste fapte? Între lunile octombrie și decembrie 2023. Deci, încă o dată, ea a fost numită pe funcție la sfârșitul lunii august. În septembrie, prima lună de muncă. Ea s-a acomodat probabil cu funcția acolo, a cunoscut colegii, a învățat pe unde e WC-ul, unde e cantina, pe unde să intre și unde să iese din spital, care e locul de parcare, cum îl cheamă pe portar. Adică septembrie, prima lună de acomodare. În octombrie, luare de mită și trafic de influență. Astea sunt acuzațiile. Acuzații, sigur, trebuie demonstrate în instanță. Deci, mai precis, potrivit procurorilor, care au dat un comunicat oficial, în această perioadă, octombrie-decembrie 2023, Monica Dăscăliței a primit direct sau prin intermediari de la 3 persoane, dintre care 2 subalteni, sume de bani cuprinse între 5 și 10 mii de lei. În schimbul acestor bani, ea trebuia să aprobe angajarea unei persoane în cadrul Spitalului Județean de Urgență Mavromati Botoșani, pe un post de medic cu competențe limitate, precum și transferul unei persoane din cadrul unei unități medicale din orașul Săveni la Spitalul Județean de Urgență Mavromati din Botoșan. De asemenea, doamna Monica Dăscăliței este acuzată și că a mai primit bani pentru aranjarea unui contract de prestări servicii medicale cu o altă persoană, contract care a fost încheiat în noiembrie 2023, acuză DNA. Deci a luat banii și a făcut treaba. Tranzacția s-a făcut. Ieri Tribunalul Suceava a decis arestarea la domiciliu acestei doamne. Și mi se pare un caz realmente de neînțeles. Adică, încă o dată, să rezumăm, e o tânără care moare în chinuri în acest spital, implorând ajutor și fiind ignorată. Urmează proteste publice, indignare generală, revoltă, un scandal monstru, descinde presa acolo, descind televiziune, se fac transmisiuni în direct. Șeful spitalului, care era numit politic și n-avea nicio legătură cu domeniul respectiv, e schimbat, e numită tot politic o nouă șefă. Dom'le, toți ochii sunt pe acest spital. Nu? E o perioadă foarte dură acolo. Presa urmărește ce se întâmplă, se fac diverse anchete, situația e fluidă, presiune. Noua șefă nu se poate abține. Și spun procurorii, ia-și pagă și face trafic de influență. Deci nu înțeleg ce este... Am două întrebări. Unu, care este coeficientul de inteligență, de fapt, unor asemenea persoane care se duc într-o poziție de conducere într-un spital aflat într-un uriaș scandal public, cu anchete penale în curs, cu presa peste ei, se duc acolo și încep să ia-și pagă, să condiționeze, potrivit procurorilor, să condiționeze angajări, contracte de plăți de șpagă, face trafic de influență, când toată lumea e atentă la ce se întâmplă acolo. Că nu cred că poate fi un coeficient de inteligență prea mare. Poate un grad de ticăloșie foarte mare, dar coeficientul de inteligență mă îndoiesc că e mare. Și doi, domnule, dacă cum reușesc astfel de persoane
cu astfel de coeficienți de inteligență care nu le permit să sesizeze minimum pericol, acest minimum pericol de a fi prins. Nu? Adică ăia se apucă să fure cu poliția peste ei acolo. Cum reușesc oameni cu un astfel de coeficient de inteligență să ocupe poziții atât de importante? Că ești totuși directorul unui spital județean, în județul respectiv și în București, oriunde în țara asta. Să fii director de spital județean, faci parte deja din protipendada județului. Ești o persoană importantă. Astea sunt întrebări. Ți-ai răspuns singur la întrebare, cred eu. Cum? În primul rând, nu cred că e nimic în neregulă cu IQ-ul femeii. Adică nu zic că e bun, dar nu cred că e excepțional. Adică nu cred că are ceva neregulă. E o rotiță dintr-un sistem care trebuie să funcționeze. Nu contează acum că ce dacă a murit o femeie din cauza unei neglijențe medicale sau mai știu eu ce, cu angajarea unui medic conform unei proceduri. Procedură de luare de șpagă. Da, asta zic. Dacă așa merge treaba. Ce ai și văzut cum? Că niște subalterni au dat șpaga. Deci ori fi venit și au zis, stimată doamnă, fiți atât de amabilă, dumneavoastră știți ce facem noi aici, cum lucrăm? Da. Și probabil și dânsa știe că așa merg lucrurile în sistem din nefericire. Dar crezi că lucrurile astea trebuie, pot fi schimbate? Nu. Nu crezi că pot fi schimbate? Nu. Dar cum se întâmplă? Întotdeauna sistemul e mai puternic decât omul. Dacă e doar un singur om și e doar un singur exemplu care se opune acolo în spital sau în orice organism de genul ăsta, eu nu cred că poate învinge sistemul vreodată. Eu nu cred în astfel de pasivități, îmi pare rău. Există exemple puține în România. Sunt primari destoinici care au făcut din comunele lor locuri care se învârt după soare, folosind bani europeni în care totul funcționează eficient. Sunt județe, mă rog, orașe. Depinde de organism. Tot timpul îmi dați exemplu Oradea. Oradea, da. Oradea, Bihor. Ok, dar sunt niște excepții. Păi, bun, deci se poate? Asta înseamnă excepție. Se poate, se poate? Foarte complicat. Depinde de organism, pentru că dacă organismul permite astfel de lucruri, vor merge în continuare. Și dacă doamna respectivă nu ar fi acceptat probabil banii respectivi și înțelegerile respective, o dată, de două ori, de cinci ori, de șase ori, cineva s-ar fi sesizat. Păi stai puțin, că am numit-o acolo și ce face? Dacă organismul, cum spui tu, în comunele respective, e sănătos și nu e necesar să dai șpagă sau să faci niște lucruri și ca să primești în schimbul lor ceva, atunci funcționează. Cum facem să sănătoșim noi societatea acest organism? Cum facem? N-am nicio idee. Că se poate. Sunt cazuri în care domnul e sănătos, funcționează. Aparent funcționează. Oamenii sunt mulțumiți. Nu? Că de fiecare dată când fac câte o ironie la adresa orădenilor sau bihorenilor, primim mesaje. Nu, noi avem. Avem și spital, avem și aia, avem și aia. Acum se construie școli, să nu știu ce. Cred că soluția e să... Cum se poate, mă, la aia și la alții nu? Soluția e să-și facă fiecare treabă. Pentru care a fost angajat. Nu altceva. Doar treaba pentru care a fost angajat. De-aia e greu. Cred că sunt și alți soi de oameni ardeleni în general. Nu, e adevărat. Nu, de ce? Nu arunca pe moldoveni, te rog eu frumos, sunt aici. Ai grijă. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.